Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la România la zi, acolo unde continuăm discuțiile pe marginea Brexit-ului. Deocamdată nu știm exact care sunt consecințele ieșirii din Uniunea Europeană a Marii Britanii dacă acel referendum, unde britanicii au votat majoritar pentru a părăsi Uniunea Europeană, va fi validat. Spun dacă, pentru că uite, noi trăim în România și ne-am obișnuit că nu întotdeauna referendumul are valoare de lege, are putere de lege. Am avut și noi referendumul nostru prin care s-a stabilit scăderea de la 400 la 300 a numărului de parlamentari și până la urmă am văzut că au rezultat 580 de parlamentari. Așa că există exemple în Uniunea Europeană când votul popular iese fix pe dos. Discutăm despre acest subiect, despre consecințele deciziei britanicilor, despre felul în care se va reforma, dacă are capacitatea să se reformeze spațiul european, cu invitatul nostru de fiecare luni, domnul profesor Ioan Cuzman. Vă mulțumesc și vă salut. Bună seara în Bună studioul 2 seara! al Vestevei Regional. Domnule Cuzman, e dramatică decizia britanicilor. În ce notă ați interpretat dumneavoastră rezultatul acestui referendum, părăsirea de către Marea Britanie a Uniunii Europene? Acum mi-a venit în minte așa, pe moment ce a spus întrebarea, și eu zic că tot rău cu binele lui. Pentru că această problemă a Brexitului sau a ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană va pune pe tapet o serie de lucruri care nu funcționează bine nici în Marea Britanie și nici în Uniunea Europeană. Deci eu speră că din această chestiune să se învețe ceva în sensul că să se identifice toți acei factori și toate acele cauze care au contribuit să se ajungă în această situație. Din punctul meu de vedere, spun că, așa cum se întâmplă de regulă, există o parte plină a paharului și o parte goală a paharului. Sigur, este foarte important care e raportul dintre partea plină și partea goală și mai mult decât atâta, depinde de care parte ești. Dacă ești de partea Uniunii Europene, poate că acest raport dintre plin și gol se vede într-un fel, poate dacă ești de partea cealaltă a Marii Britanii, acest raport se vede puțin diferit. Indiscutabil, și pentru Uniunea Europeană, și pentru Marea Britanie, acest vot popular de care eu socotesc că ar trebui să se ține seama și care ar trebui să fie o mare lecție pentru politicieni, ar trebui respectat. Și el ar trebui respectat din multe motive. Pentru că aici ar trebui să privim puțin și istoric niște lucruri. Da, când spuneți ar trebui respectat, domnule Cuzman, vă întreb cui îi folosește o astfel de decizie, un astfel de rezultat al referendumului? De ce să respectăm dacă, iată, el este nociv? Nu este neapărat, pentru că dacă din treaba asta se învață ceva, deci în special decidenții politici, că aici este o problemă. Dacă învață ceva, dacă populația învață ceva, pentru că și la noi se întâmplă de foarte multe ori că se fac manipulări emoționale, spun așa, în sensul că se spune, uite, domne, asta e cauza relelor, da? Când de fapt ea nu este chiar aia. Dar politicienii în general caută să se spele pe mâini și să scoată în evidență că de fapt ei sunt foarte curați. Aici este o mare problemă a democrației până la urmă. Pentru că se pune problema cei care s-au dus la vot, pentru că și în cazul acestui vot, al acestui referendum din Marea Britanie, se spune, domnule, stai puțin, cei tineri au votat în favoarea rămânerii, numai cei mai în vârstă, nostalgici, conservatori au votat pentru ieșire, pentru că ei trăiesc cu nostalgia Marelui Imperiu Britanic și cu alte aspecte de acest gen. Dar lucrurile, eu cred că nu trebuie duse așa de departe în istorie, deși oricum am întoarce noi amprenta istorică, există și pentru Uniunea Europeană, și pentru Marea Britanie, și pentru Statele Unite, și pentru Japonia, și pentru China, și pentru oricine. Există această amprentă istorică și eu aș vrea să scoatem în evidență și unele aspecte de să zicem, diferențe culturale care pot să existe în Uniunea Europeană sau să zicem pe partea continentală sau cum se exprimă uneori un mare politolog pe partea de peninsulă europeană, pentru că Marea Britanie reprezintă partea insulară.
Și iar dacă socotim că de la Urale încolo există Asia, atunci putea să ne gândim la o Europa ca o mare peninsulă. Dar să revenim la aceste aspecte, să zicem, pe de o parte, care au o sensibilitate istorică și, în al doilea rând, asupra unei realități ale zilelor noastre. E foarte important. Acum, venind din ceea ce, să zicem, ne gândim la istorie, Marea Britanie a fost un mare imperiu. Ea este cea care a declanșat, putem să spunem, dezvoltarea industrială în Europa și în lume. Da? Deci dezvoltarea industrială a pornit în general din Marea Britanie. Da? Sigur, cum s-a ajuns la Marea Britanie? În secolul XVII, Scoția a fost trecută în regatul unit al Marii Britanii. Există o serie, dar nu putem noi să facem o dezbatere pe această temă istorică decât tangențială, să spunem, da? Dar există un mare politolog al lumii, George Friedman, care spunea că ceea ce avem părerea că perfidul Albion tot timpul a trăit în strălucire, viclenie și cruzime. Nu degeaba îi se spune perfidul Albion, exact, nu? Pentru că în întreaga istoria Europei, Anglia a încercat să o manipuleze, să manipuleze partea continentală, totdeauna ținând cu cineva care știa că este în contra cuiva. Și nu e nimic, niciun secret că dezbine și stăpânește sau creează dificultăți între doi indivizi și după aia tu ești liniștit. Dacă ei se bat, nu se bat cu tine. Deci să nu discutăm de o serie de războaie chiar între Franța și Marea Britanie, între Germania și Marea Britanie și sigur este foarte interesantă cooperarea dintre Germania și Franța, care au avut foarte multe conflicte. Dar până la urmă se pare că aceste două popoare, aceste două țări au înțeles că ar fi o mare nenorocire să se repete ceea ce a fost, ceea ce au fost cele două războaie mondiale. Da? Bun, haideți să revenim puțin. Deci odată că Marea Britanie în decursul istoric a avut, să zicem, atitudini așa cum le-a definit George Friedman, dar mai mult decât atâta, și în zilele noastre este foarte clar, tot timpul Marea Britanie a jucat la două capete. A jucat pe de o parte ca membru Uniunii Europeană și pe de altă parte ca relație cu Statele Unite. Și aici poate că cea mai evidentă relație cu Statele Unite a fost pe timpul lui Tony Blair, care întotdeauna când avea o poziție în Uniunea Europeană se ducea înainte să consulta la Washington. Sigur, această tradiție istorică de relații între Marea Britanie și Statele Unite este explicabilă prin faptul că primii emigranți au fost olandezii care au fondat New York-ul, porma au fost englezii și porma au mai venit francezii și alții. Da? Bun, deci este în altă ordine de idei. Da? Statele Unite sunt o țară vorbitoare de limbă engleză în principal. Sau limba oficială este limba engleză. Deci de aici am putea să găsim suficiente explicații. Sigur, una din explicațiile care circulă și care e greu de dovedit, că de fapt Statele Unite și-au manifestat interesul de a ține, să zicem, undeva în capcană Uniunea Europeană cu mâna englezilor. Deci Anglia nu a avut o să zicem, o activitate constant liniară în cadrul Uniunii Europene și dacă ne amintim când a fost ales Juncker ca și președintele Comisiei Europene, Anglia a votat împotrivă. Pentru că nu-i convenea ideea că Juncker ar fi un sau vedea ca o Europa federală, ceea ce leza undeva, să spunem, sensibilitatea națională a Marii Britanii. Deci asta vreau să scot în evidență că sunt o serie de sensibilități care există în cultura, în conștiința populației și care foarte ușor pot fi manipulate. Și mai mult decât atât, undeva s-a indus ideea în populație că Marea Britanie are mai multe dezavantaje din faptul că face parte din Uniunea Europeană decât de ar avea avantaje și asta a prins foarte bine la populație, deși lucrurile nu stau, după părerea mea, chiar așa.
Pentru că există avantaje și dezavantaje. Ei au ridicat tot timpul problematica marilor contribuții pe care trebuie să le aducă la Uniunea Europeană, dar fără să evalueze și efectele pozitive care au rezultat din această chestiune. Domnule Cuzman, o dezbatere europeană pe marginea acestui referendum pune în discuție oportunitatea organizării sale. Dacă guvernul britanic condus de David Cameron, care între timp și-a anunțat retragerea până la în următoarele 3 luni din funcția de premier al Marii Britanii, a procedat corect, dând curs organizării referendumului. Dacă nu ar fi trebuit să suprime, să spunem, din fașă o astfel de manifestare. Nu putea să suprime, pentru că prima dată David Cameron s-a exprimat în 2012 că ar fi necesar un referendum ca să vedem dacă populația, în spiritul democrației și celelalte lucruri care de regulă îmbată lumea, ca să mă exprim așa într-un limbaj necorespunzător, da? Pentru că el încerca să-și justifice anumite acțiunile ale lui, să justifice anumite situații care există în Anglia, pentru că dacă ne imaginăm că în Anglia toate, și în Londra toate lucrurile funcționează bine, nu funcționează bine, dar dacă, să zicem, la o oră de vârf, chiar am citit un material, se oprește un semafor în București, devine un motiv de presă extraordinar și un motiv de scandal, acolo a devenit un lucru obișnuit. Deci sunt multe lucruri care nu funcționează, să ne înțelegem bine. Nu funcționează bine nici în Anglia, nici în Londra și nici în Marea Britanie în general. Să ne aducem aminte că și referendumul din Scoția a fost destul de strâns între a ieși sau a nu ieși din Uniunea Europeană. Bun, sunt și alte aspecte pe care poate că putem să le luăm în considerare. În timp ce Anglia este, din punct de vedere, are o formă de religie anglicană, Scoția este preponderent catolică. De asemenea, Irlanda are probleme între protestanți și catolici. Deci, când discutăm despre aceste probleme, și noi am mai discutat că există o amprentă în cultura fiecărui popor sau fiecărui grup de oameni determinată de aderența la o formă de religie sau alta. Domnul Cuzman, lucrurile se văd diferit. Bun, haideți să insistăm asupra populismului. Da, spuneți, vă rog. Vă rog, deci am spus, în 2012 Cameron s-a făcut, uite, avem nevoie de un referendum, el a vrut să urce în simpatia maselor populare, încercând să explice că, domne, uite cât se luptă el în Uniunea Europeană și că Uniunea Europeană nu înțelege și alte chestiuni. În 2013 a promis referendumul, în 2015 a câștigat alegerile cu angajamentul ferm de a organiza un referendum și, deci, atenție foarte mare, deci această idee a referendumului în mod public s-a lansat prin poziția lui de premier, care nu era o poziție secundară. Deci nu discut de alții care au gândit la fel în cadrul Parlamentului European sau în cadrul structurilor politice din Europa, mai mult sau mai puțin extreme sau nu, da? Deci el, ca un lider după regina Angliei, premierul este, să spunem, al doilea, ca poziție publică, oficială în Marea Britanie, da? Deci nu era un oarecare, un fitecine, da, care să spună despre această chestiune, da? În 2015 a câștigat poate alegerile manipulând populația și aici este un lucru foarte important și noi dezbatem această problemă că poate ar fi bine să înțeleagă și populația României o serie de lucruri care țin de populismul clasei politice care nu are competențele de a evalua ce înseamnă o dezvoltare economico-socială, pentru că populația nu trăiește din apartenența la un partid sau altul, el trăiește din condițiile de viață. Și aici, când se pune problema acestui Brexit, se pune problema locurilor de muncă, se pune problema condițiilor de viață, se pun probleme foarte substanțiale. Bun, domnul, da? Cuzman, haideți, deci, să insistăm. Și el, neavând ce face, a spus, gata, hai, facem referendumul în 23 iunie 2016, hai să nu ne întindem prea mult, mai mult decât atâta, cred că se ruga zi și noapte să nu iasă Brexit-ul ăsta, să nu iasă referendumul, pentru că el a devenit deja un susținător al rămânerii, deci de el promite organizarea, ca să ne dăm seama cât populism, să zic altceva mai rău, da, în capul unui om politic. Da? Și a organizat. Și acum, sigur că el foarte bine își dă demisia,
își dă demisia și spune, doamne, vorba aia, n-ați o frântă că se andresă. Da? Bine, deci, e o demisie de onoare până la urmă. Asta sigur că... Știți cum, sunt câteva asta chestiuni să care... să fie un exemplu pentru politicienii români. Sunt câteva chestiuni pe care cred că ar trebui să le ducem în discuție. Noi discutăm aici despre oportunitatea referendumului. Trebuia sau nu trebuia guvernul să fie de acord cu asta? Păi nu prea... Totuși discutăm despre o societate democratică unde voința poporului trebuie să se evidențieze, trebuie pus în valoare. Apoi discutăm dacă rezultatul referendumului va fi pus sau nu va fi pus în aplicare. Că uite, noi avem și modelul românesc în care nu a fost pus în aplicare, chiar nu a contat. Să revenim pe rând. Iar în al treilea rând avem această instituție a demisiei de onoare, care din nou, în alt spațiu, nu funcționează așa cum iată funcționează în Marea Britanie. Tocmai aici, hai să începem cu ultima. Eu cred că și în România ar trebui să funcționeze foarte bine aceasta. Ești un lider poziționat la vârful politicii, ai spus o tâmpenie, te-a luat gura pe dinainte, du-te acasă. Ai ajuns într-o poziție incomodă în care profilul tău moral este pus în discuție, tot de acasă, pentru că am spus o dată trecută când am discutat aici, că mi-a spus un om mai deștept decât mine că cimitirele sunt pline de oameni de neînlocuit. Da? Nimeni nu-i de neînlocuit, să ne înțelegem clar. Și poate, cum am spus la începutul emisiunii, tot rău cu binele lui. Da? Adică să vedem și partea bună dintr-o asemenea schimbare, nu numai partea rea. Bun, haideți să revenim la problematica care a spus-o în continuare în discuție. Da? Dacă această decizie a referendumului, acest vot popular, trebuie pus în aplicare sau nu? Exact. Părerea mea că trebuie pus în aplicare. Trebuie pus. De aici iasă în evidență un alt aspect. Că înainte de a scoate pe gură și de a organiza așa ceva, decidenții responsabili ar trebui să facă un studiu de evaluare asupra consecințelor care pot să iasă dintr-o variantă sau alta. Dar această chestiune nu se întâmplă. Nu se întâmplă nu numai în Marea Britanie, nu se întâmplă nici în alte părți. Da? Adică nu venim, noi ne trezim că ne ia gura pe dinainte ca oameni politici, cum s-a întâmplat cazul cu David Cameron din 2012. Deci acum el degeaba încearcă să o dea la adres. Da? Deci în loc să evalueze, ai ajuns prim-ministru, nu ești nei ca nimeni sau n-ar trebui să fii nei ca nimeni. Da? Când vorbești ceva, trebuie să știi ce vorbești și când accepți o asemenea funcție, nu fiindcă ești la al nostru, cum am mai spus noi aici, ci pentru că ai un proiect în capul tău care are o evaluare, care are o logică, care are, să zicem, evaluarea punctelor tare, punctelor slabe, a oportunităților, a riscurilor. Sunt deja lucruri cunoscute acestea. Nu pur și simplu că îți place ție să intri pe Downing Street la numărul 10. Da? Și cine ești tu când te bagi cu nevasta pe ușă pe acolo? Da? Deci este o chestiune de mare responsabilitate. Deci a greșit și David Cameron? Indiscutabil. Indiscutabil. A fost... El nu a manipulat opinia publică. Ceea ce este un lucru extrem de grav. Da, el a manipulat-o sau eurosceptici au manipulat-o, domnul Cuzman? Păi dacă el a scos pe gură în 2012 ca prim-ministru această chestiune, despre ce se dăm vina apoi alalți? Păi tu erai prim-ministru, trebuia să spui, bă, frate, stați așa puțin, eu vă înțeleg că sunteți nemulțumit, dar hai să vedem cum e bine, cum e rău, da? Dacă ești într-o asemenea poziție, nu? Da, sigur, bați din palme, mergem mai departe. Deci aici eu atrag atenția asupra responsabilității pe care ai mai în momentul când deții o asemenea funcție, pentru că decizia ta are impact. Bun, vedeți că acum se discută, asupra multor oameni. Se discută în spațiul britanic, domne, n-am putea totuși să o dregem cumva, poate bun, mai organizăm o dată referendumul. Sunt sondaje de opinie și spune, domne, am votat pentru ieșire, dar n-am prea știut de ce. Da? Deci aici este un alt aspect. Sigur, se pune problema drepturilor universale de vot. Da? Pentru că votul nu știu cui este egal cu votul nu știu cui. Indiferent de nivelul de cunoaștere, indiferent de nivelul de interpretare a proceselor și fenomenelor economice, sociale, politice, culturale și tot ceea ce vreți dumneavoastră. Da? Deci aici este o problemă. Sigur că nu putem să revenim sau... E extrem de dificil, deși se discută în spațiile publice între oamenii, să zicem, între experți, că ar trebui limitat acest drept de vot la cei care se pricep
și care înțeleg ce se întâmplă. Dar asta este o problemă care se pare că nu poate fi rezolvată decât într-o variantă de preluarea puterii de către o persoană sau un grup de persoane foarte restrâns. Și atunci începem să discutăm despre dictatură. Dacă discutăm de dictatură proastă sau dictatură luminată, este un alt aspect. Din păcate, s-au cunoscut puține sau poate rare situații de dictatură luminată. Bun, da. Domnule Cuzman, haideți să și mergem atunci, mai departe. Și atunci, acum a zis Churchill, democrația nu este cel mai bun lucru, dar n-am găsit altul. Poate că ar trebui să găsim o altă formă de manifestare a democrației, în sensul că atunci când se iau asemenea decizii, cum este cazul referendumului, să se pună pe masă și impactul și aspectele pozitive și negative care rezultă. Pentru că aici este o problemă și principalele probleme, să ne înțelegem, nu este de gargară politică sau de claxon, ci sunt de probleme economice, pentru că oamenii trăiesc din situația economică și nu trăiesc din să zicem, populismul politicienilor. De-aia, în general, politicienii nu sunt iubiți. În general. Sau își dau și ei cu firma în cap, cum a făcut, după părerea mea, Angela Merkel, în problema emigranților. Domnul Cuzman, da? Noi tot discutăm despre referendumul acesta, dar nu ne-am aplicat asupra cauzelor. De ce au dorit, domnule, englezii ăștia să iasă din Uniunea Europeană? Sentiment de superioritate față de europeni? Bun. Se consideră folosiți de europeni? A apărut zvonistica aceea cu 350 de milioane de lire sterline pe care britanicii le-ar fi plătit săptămânal ca și contribuție la bugetul Uniunii Europene. Ulterior au spus că nu e adevărat, că au mai exagerat și ei cu câteva sute de milioane acolo. Care s-au temut de imigranți, au spus, domnule, legislația britanică să nu depindă de legislația europeană, noi suntem suzerani și noi conducem după regulile noastre. Ce a declanșat acest mecanism? Totuși, te așteptai de la britanici la maturitate. Realizarea consecințelor pe care le produc faptele lor. Și constați că nu iese Ungaria, nu iese Polonia, nu iese Slovacia din Uniunea Europeană. Așa puțin, dar, că ați deschis un alt subiect. Dar iese, o să continuăm și pe subiectul ăsta. Doite, dă tonul Marea Britanie, pe care o consideram până acum un pilon, o forță, catalizator. Nu, din contră. V-am spus ce a spus George Friedman. Istoria e plină de strălucire, viclenie și cruzime. Și ăsta nu este un ecaniment. A fost până anul trecut președintele Stratfor, care a fost principala agenție de consultanță de politică externă a guvernului Statelor Unite. Deci este un cunoscător al multor realități politice și am mai spus-o chiar în cadrul emisiunii dumneavoastră aici, în relațiile externe nu există iubire sau ură veșnică, există interese. Și aici ca să fac o paranteză, da? Juncker, președintele Comisiei Europene, a spus-o explicit. Ar trebui să ne reorientăm privirile spre Rusia și Statele Unite să mai abțină să ne mai tot dea sfaturi în Uniunea Europeană. Da? Ăla n-a vorbit de tâmpit. Să nu discutăm că deja și în Germania sunt balansuri. Chiar dacă la ultima întâlnire a miniștrilor de externe s-a hotărât prelungirea cu 6 luni asupra sancțiunilor Rusiei, dar firma Mercedes am citit că construiește o fabrică în Rusia. Da? Deci aici să înțelegem că e pe interese. Dom'le, aici este problema. Și politicienii britanici au dat dovadă de inconștiență, după părerea mea, pentru că aici trebuie să spun un lucru. Principalele probleme și principalele consecințe ale acestui Brexit sunt de natură economică. Domnul Cuzman, și cetățenii britanici. Și cetățenii, dar am spus, cetățenii nu au sursele de informații necesare ca să poată să analizeze diferite aspecte și ei se iau după gura politicienilor, care uneori sunt inconștienți. Cum a fost acest domn David Cameron. Da? Sau Nigel Farage.
Sau Faraj, da? Bun, dar și Faraj, una zicea pe gură și alta pe partea aialaltă. Dar vedeți noastră, da? Vedeți noastră și această atitudine... Tot la fel și doamna Le Pen. Și, da? Această... și ea vine să spună că și în Franța să facem un referendum din ăsta, deși este membru în Parlamentul European. Domnul Cuzman, această atitudine catatonică a liderilor europeni care au lăsat ca Uniunea Europeană să fie sabotată din interior de indivizi de genul Faraj, care iau un salariu regesc de la Uniunea Europeană, da, zeci de mii de euro pe, da, lună, care va avea pensie incredibilă, viajeră, exact, tot pe seama faptului că a fost, da, parlamentar al Uniunii Europene, da, da, din partea Marii Britanii, și iată, el a subminat din interior această, domnul construcție, Andă, europeană. Sper... Păi cum se poate să tolereze așa ceva? Eu sper că din toată treaba asta și... Eu spun așa cum mai explicit, dacă eu sunt la emisiunea dumneavoastră de aici, este pentru că eu cred că noi, populația, noi cetățenii, ar trebui să fim mai atenți atunci când facem alegeri. Și să putem să distingem între ceea ce este populism sau minciună, ca să mă exprim clar, din partea angajamentelor politicienilor, și ceea ce este posibil și o realitate și o gândire, pentru că se iau decizii, da? Deci toate aceste organisme, la nivel național, la nivel european, dacă vreți și la nivel de ONU, sunt organisme de decizie. Decizia înseamnă efecte în viitor, da? Pe care le suportă în primul rând cei care au votat. Dacă aceste decizii sunt favorabile, e bine, dacă ele se numă o vorbă în vânt, cum se întâmplă de foarte multe ori, eu sper că lumea să se trezească asupra ceea ce înseamnă decizia politică, pentru că între decizia politică, atenție foarte mare, și între politica economică trebuie să existe o foarte bună corespondență. Dacă între decizia politică și politica economică nu există o legătură corespunzătoare, atunci lucrurile nu poate să meargă spre bine. Bun, haideți și să aici domnul am dedicat o discuție a unei politici economice. Și ca să ne dăm seama până unde a mers perversitatea politicienilor în România, că au scos din cursurile universitare problema de economie politică. Au considerat, da, o reminiscență a vechiului, da, sistem, și-au a vechiului regim. Și-au zis altceva, nu știu cum, când trebuie să înțelegem care e relația dintre politică, instituțiile formate de către politică, da? Pentru că politica face instituțiile, și politica economică. Asta este problema de esență. Și dacă este să discutăm de instituții, da? La nivelul Uniunii Europene, care a devenit prea birocratică, sunt zeci de mii de funcționari cu salarii inimaginabile față de cei care sunt puși în situația într-o economie reală să facă față riscurilor. Ei n-au niciun risc. Și au salarii de nu mai știu cum, da? Dacă am spus, un parlamentar are, după un singur mandat, are rentă viageră. Cât trăiește el? Păi ce, știi, cunoașteți vreo acțiune foarte frumoasă la nivelul Parlamentului European? Cunoașteți vreun europarlamentar român care să fie adus vreun beneficiu Europei și României? Nu. Dacă e să vreți să dăm exemple de persoane care absolut n-au ce căuta acolo, începând de la Monica Macovei, care își vorbește țara de rău, este ceva inimaginabil. Da? Și după aia putem să ne ducem mai departe la fica președintelui, să ne ducem la nevasta nu știu cui. Păi, da? Cam la prietena nu știu cui, la prietena nu știu, da, cui, cam asta este componența, păi, din păcate a delegațiilor. Problema, și nu numai a României, da? Domnul Cuzman. Nu, să nu credem noi că... Am mai spus-o, nu suntem noi nici cei mai corupți, nici cei mai hoți, nici cei mai proști, mincinoși, exact, nici cei mai proști, dar nici cei mai deștepți. Bun, luăm o scurtă, da, pauză publicitară, domnule Cuzman, revenim după această pauză și continuăm să discutăm de o problemă de leadership european, dar vorbim și despre consecințele acestui Brexit. Deci aș vrea să ramificăm discuția în continuare. Vreau să încheiem cu Marea Britanie, pentru că aici nu putem să nu luăm în considerare aspectele economice. O, dar sunt atât de multe de discutat încă, nu, domnul Cuzman, pentru că vreau să vă întreb, în opinia dumneavoastră, cine are de câștigat, cine are de pierdut și sub ce formă din această ieșire a Marii Britanii? Părerea mea că cel mai mult are de pierdut Marea Britanie. Toată lumea are de pierdut în prima fază, dar Europa, dacă se dezmeticește și dacă își înțelege ce înseamnă o politică europeană,
pe termen mediu și lung are de câștigat. Bun, pe de altă parte, voi dori să vă întreb în ce măsură este pregătită societatea românească eventual să absoarbă acea forță de muncă, una care ar putea veni, s-ar putea reloca, repatria în urma evenimentelor din Marea Britanie, dacă nu cumva oamenii aceia s-ar reorienta în cazuri extreme, să spunem, pentru alte state din Europa Occidentală. Și, sigur, nu în ultimul rând, aș vrea să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră totuși relația dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană? Asta ne privește în mod direct în perioada următoare. Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim în câteva minute. Revenim la discuția noastră legată de Brexit. Care sunt consecințele ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană? Discutăm cu domnul Ioan Cuzman. Vă mulțumesc din nou că ați acceptat invitația noastră. Domnule Cuzman, cine are de câștigat, cine are de pierdut din această ieșire a Marii Britanii? A fost o nebuloasă. Nimeni nu a știut exact să explice care vor fi efectele unui astfel de referendum, dacă el va fi cu rezultatul, iată, care a rezultat, care există, sau dacă el va fi respins. Știm acum că britanicii vor să iasă din Uniunea Europeană. Ce se va întâmpla în continuare? Va pierde Uniunea Europeană? Se va clătina? Va pierde Marea Britanie? Se va clătina ea? Am spus, pentru toată lumea există o parte plină și o parte goală. Și să mă refer în primul rând pentru că lumea este îngrijorată de partea goală a paharului, nu de partea plină. Pe termen scurt, toată lumea va pierde, pentru că se vor produce dereglări în fluxurile economice și în fluxurile de oameni. Aici este problema. În fluxurile economice, în momentul când Marea Britanie se separă, nu va mai beneficia de anumite avantaje ale ceea ce a fost mai de mult Comunitatea Economică Europeană. Pentru că trebuie să înțelegem că până în 1992, la tratatul de la Maastricht, care s-a pus în aplicare în 1993, a fost Comunitatea Economică Europeană, care s-a transformat în Uniunea Europeană, sigur, cu implicații destul de serioase, pentru că a ieșit în evidență mai mult factorul politic decât factorul economic. Factorul economic a intrat undeva în umbră. Aici este problema. Toată lumea a fost cum funcționează, s-a ajuns la tratatul de la Lisabona, care a adoptat Carta Europeană și foarte multe lucruri de funcționalitate, de democrație, de politică, de populism. Partea economică nu s-a mai prea văzut, deși Marea Britanie are relații, sau principalul partener economic al Marii Britanie este Uniunea Europeană. Chiar dacă luat pe țări individual, cel mai mare partener este Statele Unite, atenție foarte mare. Nici o țară din Uniunea Europeană, luată individual, n-are relații comerciale de anvergura celor cu Statele Unite, ceea ce este un punct de atenție. Vizând interesele care... Bun, aici se și alimentează o oarecare teorie a conspirației. Sigur cine că asta da. În spatele referendumului? Eu trebuie să recunosc că eu chiar cred în chestiile astea. Chiar cred că a fost o mână invizibilă care l-a împins pe Cameron. Du-te, bă, în gaură asta. Că apoi vedem noi ce iasă. Da? Și nouă ne place să gestionăm situațiile de haos și de confuzie. Pentru că prima fază se va produce foarte mult haos. Pentru că aceste relații comerciale care aveau anumite sisteme de impozitare vor fi schimbate. Discutând de TVA, discutând de o serie de alte lucruri care, mai mult decât există firme puternice care sunt firme mixte, cum ar fi Shell-ul, firmă britanico-olandeză. Ce se întâmplă? Da? În altul de idei, e o chestiune foarte importantă. În general, în Marea Britanie, industria manufacturieră s-a diminuat în favoarea celei financiare. Londra a devenit unul din centrele mondiale financiare cele mai importante. E discutabil dacă New York sau Tokyo sunt mai mari decât Londra, e discutabil, da? În al doilea rând, noi tehnologii care au fost adoptate în Marea Britanie, care au dus pe de o parte la creșterea salariilor la foarte mulți britanici și la foarte mulți veniți acolo, da? Așa se explică de ce ca nici unde chiriile n-au crescut ca în Marea Britanie. Indiferent că discutăm de Londra sau de alte orașe importante din Marea Britanie, da? Salariile sunt foarte mari,
Ei, ce se întâmplă dacă se mută, să zicem, o serie din greutatea serviciilor financiare din Londra, se mută o serie de bănci sau principalele bănci ale lumii care acționează în Europa au sediu principal la Londra. Dacă activitatea lor nu va mai fi specifică economiei britanice, ele se vor duce spre Europa. Da? Ce se întâmplă? Vor fi efecte foarte puternice pentru Marea Britanie. Eu spun, a fost un act de inconștiență a politicienilor, în special conservatori ai Marii Britanii. Domnul Cuzman, Da? se spune că au fost pierderi de 2000 de miliarde de dolari în ziua în care, pe burse, Bun, acum, în ziua în care Marea aici Britanie a anunțat rezultatul mă bucur referendumului. că ați ridicat această problemă a piețelor financiare, a burselor. Dacă este să discutăm de burse în general, ele ar trebui să aibă, atunci când se stabilește un preț sau când se produce o creștere sau când se produce o descreștere, să aibă la bază informații despre o realitate economică. Dar, din păcate, sunt multe acțiuni emoționale, adică acționăm pe principiu de turmă. Stai, aici o să fie o problemă, hai să vindem, hai să cumpărăm, hai să... Deci, în loc să se vină pe fundamente, când discutăm de rapoartele dintre valute, pentru că și asta a fost o problemă, a scăzut lira cu foarte multe procente, da? Asta după Păi, ce cu o zi în urmă crescuse. bun, acum, pentru că exista speranța că... Vreau să spun o chestie curioasă. Toată lumea sau principalii au sperat ca Brexit-ul să nu iasă, referendumul să nu iasă. Chiar Exact. și sondajele de opinie înainte cu o zi dădeau 52% că rămâne în Uniunea Europeană și 48% că iasă. Și la vot a ieșit exact invers. Foarte surprinzător. Da, în fine, să revenim. Deci când discutăm de raporturile dintre sau cursul de schimb între valute, ele în principal ar trebui să aibă rapoarte de productivitatea socială a muncii, care sigur și ea are unele relativități atunci când se calculează, dar ăsta este adevăratul raport. După aia sunt acțiunile emoționale. Fiți atenți că acolo o să fie mare nenorocire. Toată lumea vinde. În momentul când apare marfa pe piață, scade prețul. Este o chestiune extrem de simplă. Da? Dar revin pe fundamente. O serie de activități din zona manufacturieră, din Marea Britanie, inclusiv din domeniul industriei, a oțelului, o serie de chestiuni. Să ne gândim că multe firme, cum ar fi din domeniul auto, sunt cumpărate de firme din Europa. Da? Deci aici lucrurile devin foarte complicate. Pe urmă, cei care lucrează în industria financiară, care are sediul la Londra, dacă se mută aceste activități în alte țări, ăștia își vor pierde locurile de muncă. Sunt mulți români care lucrează la diverse mari bănci, la diverse firme mari de audit financiar. Cunosc chiar cazuri concrete. Da? Să nu discutăm, e o mare problemă și mai jos. Da? Pentru că a spus-o un român, domnule, vreau să-i văd și eu pe englez că ne servesc la masă, pentru că servesc ăștia veniții, da? Să-i văd și eu pe englez că mătură străzile, pentru că mătură ăștia veniții. Să-i văd și eu pe englez că fac servicii în construcții, pentru că acolo e muncă grea. Bun, vedeți că nu Da? i-a speriat astea pe Nu englezi și au votat nu, deci încă o pentru dată ieșire. insist asupra acestui aspect. Prea puțin dintre cei care se duc la vot, nu numai în Marea Britanie, știu ce votează. Pentru că dacă, de exemplu, luăm cazul România, da? Păi dacă asta pun pe masă partidele politice, ai două alternative. Ori să nu te duci la vot și atunci nu ne mirăm că, de exemplu, la nivel de Arad am avut o prezență de 38%, da? Ori te duci să alegi dintre ăia răi, care sunt acolo, pe care ți-i pun partidele pe tavă. Lucrul ăsta nu se întâmplă numai în România. Să ne înțelegem? Sigur, acum la Brexit-ul ăsta a fost o prezență destul de consistentă a cetățenilor cu drept de vot din Marea Britanie, pentru că au socotit-o ca o problemă extrem de importantă, dar n-au avut cum să evalueze corect implicațiile și consecințele acestui vot. Și s-au luat pe ce au zis politicienii. Și nu s-a putut pune un studiu de impact să se vadă toate, absolut să știm. Dom'le, uite, hai să vedem cum iasă pe partea asta, cum iasă pe partea cealaltă. Se spune că acum, în această condiție, chiar și bruma de industrie siderurgică o să dispară, pentru că ce se întâmplă? Salariile fiind foarte mari în Marea Britanie, nu poate să țină
să țină sau să facă concurență oțelului care vine din China cu salarii foarte mici. Ce se întâmplă cu oamenii aia care lucrează în aceste industrii? Aici este o problemă, pentru că în mare parte, odată este această industrie financiară și, pe urmă, sunt industrii de noi tehnologii, care dacă se creează acest dezechilibru și Uniunea și Marea Britanie nu mai este integrată în Uniunea Europeană, se vor pierde aceste avantaje. Păi, pot să vă spun că eu am întâlnit, da? Pe o stradă unde sunt foarte mulți lucrători în industria, în construcții, există foarte multe prăvălii care publică în românește. Am văzut patiserie, există braseria timișoreana, unde toată lumea vorbește românește, unde se duc muncitorii și au o masă caldă pe zi și vine la sfârșitul lunii patronul, care e tot român și plătește masa pentru că are în contract. Da? Pentru că chelnărița la acea braserie stătea într-un apartament și nu-și putea permite ca să plătească singură, pentru că la un apartament de 50-60 de metri pătrați, chiria este peste 1000 de lire pe lună. Da? Și atunci stăteau două familii într-un asemenea apartament. Ca să ne dăm seama de condițiile extreme. Dar din păcate din România au trebuit să-și ia lumea în cap, să zicem, cel puțin 3 milioane de oameni buni de muncă. Și asta ar trebui să fie o problemă pentru politicienii români. Bun, ce se întâmplă, da? Domnul Cuzman, cu oamenii aceștia? Ce se întâmplă cu oamenii din Ungaria, din Polonia, din România, care s-au dus în Marea Britanie? S-au dus în Marea Britanie, după părerea mea, unii o să poată să-și continue activitățile, pentru că nu pot fi aruncate la gunoi, cum am spus, braseria aia și nu mai știu ce. Sigur, poate că se vor produce, se spune că studenții români nu mai pot să apeleze la credite, nu mai au aceleași drepturi ca și comunitarii, da? Dar așa cum s-au dus în Anglia, o să se ducă în altă parte. Pentru că aici înapoi n-au la ce să vină. Și nu-i vorba numai de români, vorba și de polonezi, cum a spus, și de alții, și de alții, și de alții. Poate o să se ducă în America de Sud. Nu știu. Deci aici, sigur că e o chestiune foarte complexă. Ce se va întâmpla, domnule Cuzman, cu firmele britanice care... Unele sunt în România, altele sunt în firmele britanice Bulgaria, și firmele, asta vă spun, Spania. Vor avea dificultăți pentru că în raporturile comerciale nu vor mai beneficia de ceea ce înseamnă să fii membru al Uniunii Europene. Și aici chiar am citit de asta o statistică că și România are o pondere destul de serioasă în relațiile comerciale cu Marea Britanie, dar exporturile României în Marea Britanie sunt de mai mare nivel, nu cu foarte mult, față de importurile care vin din Marea Britanie. În momentul ăla se vor aplica un alt regim de taxe. Aici este foarte important să se înțeleagă lucrul ăsta. Deci am spus-o și o repet. Impactul în prima fază indiscutabil negativ, pentru că va fi necesară o nouă repoziționare a piețelor comerciale, a raporturilor economice, va fi un impact care va fi, să sperăm, nu de o amploare care să nu poată fi suportată. Vor fi foarte multe consecințe. Dar părerea mea că dacă Uniunea Europeană are luciditatea necesară, va reuși pe termen mediu și lung să scape de perfidul Albion. Dacă, acum spun un lucru extraordinar. Eu, dacă, dar nu există în tratatul de la Lisabona, decât la articolul 7, posibilitatea de a fi suspendată calitatea de membru al Uniunii Europene. Nu există posibilitatea unei decizii la nivelul european de a exclude, dar eu i-aș fi exclus imediat. Când au pus în discuție Când au pus la vot, nici nu mai așteptam rezultatul votului și excludeam. Până la urmă, e un exercițiu democratic, domnule Cuzman. Nu, a fost o mare păcăleală care s-a dus la populația Marii Britanice. A fost o mare păcăleală, asta e părerea mea. Cum? În ce condiții ar putea avea de câștigat Europa din ieșirea Marii Britanii? În condițiile în care, domnule Cuzman, în stația în care vedem că există o mare, mare problemă de leadership. Noi vorbim acum despre excluderea britanicilor pentru că au pus în discuție referendumul. Dar eu mă întreb, unde au fost liderii europeni? De ce nu s-au dus liderii europeni la Londra să facă o campanie de informare a populației? De ce nu s-au dus liderii europeni la Chișinău să informeze populația Republicii Moldova? Nimănui de la nivelul Uniunii Europene, a organismelor la nivelul Uniunii Europene, nu le-a plăcut jocul pe care l-a făcut Marea Britanie. Nu le-a plăcut. Deci în aceste condiții, dacă nu le-a plăcut, vă dați seama că a existat o adversitate. Și atunci ce să se ducă să îi lămurească pe aia să rămână?
Adică, că dumneavoastră, ce îmi spuneți acum? Că europenii sau, la vârf vreau s-au să spun, bucurat că bineînțeles. Britanicii s-au desprins, Da, se desprind? Da, bine, păi am spus, Juncker s-a dat, care e președintele Comisiei Europene, a dat repede, repede afară, da? Nu mai că s-a să vedeți că acest referendum trebuie validat de Parlamentul Marii Britaniei, că nu știu ce. Schulz, președintele Parlamentului European, aceeași declarație. Tusk, președintele Consiliului European a reprezentanților statelor Uniunii Europene, a spus, domnule, hai, gata, repede, s-o terminăm cu chestia asta, da? Acum, ați ridicat o problemă a leadership-ului european. Pare rău, părerea mea de simplu cetățean, că nu există un leadership de mare anvergură la nivel european, care să aibă un proiect european. Și aici se merge iarăși pe jocurile ca raporturi de forță între ceea ce înseamnă Germania-Franța și restul. Și mai joacă Olanda și ea pe acolo cu interesele la Schengen, pentru că are și ea niște interese vis-a-vis de România. Da? Și atunci să ne dăm seama cum să fac lucrurile. Da? De ce? Deși s-a băgat MCV, nu mai știu ce, ta-ta-ta-ta-ta. De ce? Ce bai are România care a îndeplinit toate condițiile tehnice, dar nu e acceptată din punct de vedere a deciziilor politice ca stat membru să fie în Schengenul care a fost inițiat în 1985? Da? Deci care e problema? Da? Deci vedeți că sunt aceste decizii, aceste jocuri de interese care, sigur, cine le determină este o altă poveste, dar fața care apare este decizia politică. Și eu spun, întotdeauna în spate există cauze care nu se văd. Domnule Cuzman, nemții, francezii au declarat cu un ton ultimativ, domnule, mutăm instituțiile financiare extrem de repede de la Londra pe continent. Am spus aceste. Toate mările bănci care au acțiuni în Europa au sediul la Londra. Da? Acolo e centrul financiar al Europei. Și atunci Europa va câștiga dacă ăștia se mută în alte țări. Atenție foarte mare, pentru că de acolo vin impozite, taxe și toate celelalte. Deci eu am spus, pe termen scurt, Europa pierde, pe termen mediu și lung câștigă sigur. Bine, pe de altă dacă parte, stați puțin. Dacă, exact acest cuvântul ăsta, dacă este extrem de important, nu, domnule Cuzman, nu, pentru dacă că va avea capacitate și lideri care să opună. Și dacă nu, pentru că care se opună pe o direcție corectă. Domnul Ando, și dacă nu au acest lider, viața bate firmul. Pentru domnule că vor Cuzman, veni. Domnule Cuzman, nu, eu mă tem totuși de felul în care este condusă Uniunea Europeană, de slăbiciunile acestor lideri europeni, care am constatat noi că își dau cu stângul în dreptul. Mai spun un lucru deosebit. Dacă Europa își va reconsidera relația cu Rusia, și părerea mea că este o condiție obligatorie să-și reconsidere relația cu Rusia, îi va câștiga sigur și va bate pe toți. Pentru că Europa are tehnologie, are nevoie să o transfere, să o vândă, are nevoie de materii prime și atunci problema în mare parte se rezolvă. Și vreau să spun un lucru. Nu viața politică a determinat viața economică, ci viața economică vine și susține viața politică. De-aia am spus, relația dintre politică și politica economică este extrem de importantă. Domnul Cuzman, da, nu trebuie totuși să omitem faptul că britanicii au fost mari contributori la bugetul Uniunii Europene. Ce poate face Uniunea Europeană fără banii lor? Păi v-am spus, îi va câștiga din creșterea economică. Îi va câștiga din beneficiile economice pe care nu mai trebuie să le suporte. Din contră, vor veni venituri la bugetul european, la bugetul țărilor. Aici este problema. De ce Angela Merkel a spus, dom'le, să vină emigranții, da? Păi de ce să nu se ducă aia de la Londra să se ducă la Berlin să muncească acolo? Dacă tot au nevoie de forță de muncă. Aici este problema. Trebuie înțelese lucrurile astea. Bun. Da? Are capacitatea Uniunea Europeană să depășească acest moment? Pentru că aici discutăm despre o regândire concept al Uniunii Europene, a modului de funcționare, a modului de implementare a deciziilor. Și până la urmă, domnule Cuzman, discutăm despre o promovare a unui nou sistem decizional. Deci eu am spus aici, poate că ar trebui să învețe toată lumea din chestia asta, nu numai englezii, nu numai Marea Britanie, da? Să nu discutăm că acum să pune problema ca Scoția să facă un referendum pe care
nu de mult la practica și a ieșit că să nu iasă din Marea Britanie, acum au toate motivele să fie nemulțumiți cetățenii scoțieni, da? Și să aprobe ieșirea din ăsta și să ceară alipirea la Uniunea Europeană. Și trebuie să spun un lucru pe care nu l-am spus. Marea Britanie a cerut în 1963 să adere la Uniunea Europeană și a primit acest drept în 1973, după 10 ani. Acum, după 43 de ani după ce a fost admisă, a cerut ieșirea. Păi ce, să joacă de Uniunea Europeană? Tocmai ea. Da, aici vedeți, se deschide o altă direcție a discuției, domnule Cuzman. Marea Britanie poate fi generatorul unui efect de bulgăre de zăpadă. Bun. Pentru că poate interveni un efect de contagiune. După ceea ce s-a întâmplat la Londra, poate veni Budapesta să spună: domnule, mie nu-mi convin imigranții, eu ies din Uniunea Europeană dacă îmi impuneți cota. Budapesta, care deja organizează luna viitoare, dacă nu mă înșel, sau în toamnă, organizează un referendum cu privire la cotele de imigranți. Bun. Polonezii au o poziție intransigentă față de Uniunea Europeană. Văd slovacii, care sunt tot mai vocali, ridică și ei capul și privirea din pământ. Păi ce se întâmplă? Încotro se îndreaptă UE, domnule Cuzman? Domnul Ando, noi am mai discutat. Din păcate, funcționalitatea Uniunii Europene nu este cea mai grozavă în sensul pozitiv. Da? Are foarte multe deficiențe. În primul rând, pentru că este o conducere birocratică. În al doilea rând, că factorul politic, în comparație cu aspectele economice și sociale, este mult mai important. Factorul politic și leadership-ul despre care a spus nu este capabil să înțeleagă aceste probleme de esență. Nu este capabil, după părerea mea. Ei lua de val, cred că sunt geniali, cum se întâmplă în multe locuri și în multe situații. Da? Și la scară mult mai redusă. Și la scară mai. Revenind la această chestiune, cum a spus, că poate să fie un efect de contagiune, da? Liga Nordului s-a exprimat, trebuie să facem și noi în Italia, da? Ungaria de mult joacă o altă carte, să zicem, nu neapărat în afara liniei europene, dar puțin diferită. Polonia nu odată a spus, asta nu este potrivită pentru Polonia și nu o facem. Cehia, când s-a pus problema tratatului de la Lisabona, a spus, dom'le, nu-l semnăm dacă Germania și cu populația Germaniei nu renunță la revendicările de proprietate din nordul Cehiei. Da? Și s-a semnat. Au acceptat și s-a terminat cu aceste revendicări. La noi nici acum. Pentru că nu am avut în conducerea României oameni de stat. O spun cu toată responsabilitatea. Am avut funcționari, politruci și așa mai departe, care nu au avut o viziune despre dezvoltarea economico-socială a României și se spune peste tot. Nu o spune Ioan Cuzman. Nu există un proiect de țară care înseamnă tot. Bun, să revenim acum puțin la Europa. Deci am spus, această ieșire a Marii Britanii înseamnă că a trezit anumite, să zicem, păreri și în alte țări, da? Pe care le-am nominalizat în general. Sigur, pune problema și Suedia și Danemarca, care n-au acceptat trecerea la moneda unică europeană, pentru că în momentul când treci la moneda unică europeană, ți-ai pierdut suveranitatea de influență prin monedă a vieții economice. Da, da. Da? Și asta, am spus-o în cadrul unei conferințe la nivel de București, ar fi o catastrofă pentru România în momentul de față să treacă la moneda unică europeană, când într-adevăr nu există acele criterii reale de convergență care să ducă România la nivel mediu de dezvoltare. Fără un nivel mediu de dezvoltare în cadrul Uniunii Europene, ar fi o catastrofă trecerea la moneda unică europeană. Dar haideți să revenim puțin la Europa noastră, da? Și să ne uităm puțin. Hai să vedem cum este privită Europa la nord de paralela 45 și la sud de paralela 45. Cine sunt la nord de paralela 45? Sunt țările cu influențe de religie protestantă, da? La sud sunt țări cu influență religioasă catolică și vine pe urmă partea aia de ortodoxă. Da? Trebuie să înțelegem aceste lucruri foarte bine, da? Există Germania, Franța, ce mai este, există Olanda, Danemarca, Suedia. Norvegia n-a acceptat să facă parte din Uniunea Europeană și o duce bine, da?
Islanda și ea s-a trezit și a spus, dom'le, nu ne mai interesează. Și acum vedem că la campionatul european de fotbal fac aia minuni. Din 350.000 de locuitori ajung să-i bată pe ăștia cu câteva milioane să se califice în dauna lor. Da? Bun, asta a fost o formă de glumă. Da? Revenind acum, cine are probleme? Are probleme Portugalia, are probleme Spania cu un șomaj extraordinar, are probleme încă Italia cu deficite bugetare și cu datorii publice foarte mari, despre Grecia ce să mai vorbim, și ajungem la Bulgaria și ceva la România. Zic ceva la România pentru că România, în general, partea importantă de teritoriu este la nord, depara la 45, dar are, din păcate, capitala la sud, depara la 45. Din păcate? Da, din păcate, pentru că se spune acolo că vorba aia, cine bea apă dând Dâmbovița, ai pierdut. Și aici vedem că există un sistem, se spune chiar dâmbovițean, de abordare a problemelor serioase, adică undeva o neseriozitate. Bun, dar nu putem schimba. Să ne iasă din cap că lucrul ăsta se poate schimba. Eventual, când o să fie o singură țară Europa, poate că o să avem nu știu unde capitala, dar până atunci să ne iasă gândul ăsta. Pentru că mai de mult se punea problema să se mute capitala la Târgoviște, nu mai știu unde, dar să uităm Alba, de, Iulia, să Cluj, uităm de mai multe variante. Să uităm de chestia asta. Bun, revenim. Deci odată am spus, există o diferență nord-sud, dar atenție, există și o diferență est-vest. Pentru că pe vestul Europei, în general, sunt țările dezvoltate din punct de vedere economic și care au o mai mare solidaritate și pe partea estică sunt, în general, fostele țări socialiste. Și aici am mai discutat-o de acel cordon sanitar, care ce înseamnă? Țările Baltice, Polonia, atenție, lipsește Ungaria, România, Bulgaria. Da? Ce înseamnă cordonul sanitar? Da? Acolo se face dezinfecția. Adică ei suportă tratamentele de dezinfecție, da? Și ei sunt acel cordon unde s-a întins NATO ca să irite păruși. Asta este problema. Și atunci, sigur că vedem zi de zi această problematică a atitudinilor dure între Rusia și ce înseamnă NATO, care se manifestă pe acest cordon. Dar nu e numai această chestiune. Vedem că aceste țări au fost folosite pentru o mână de lucru ieftină. Da? Adică faptul că s-a extins Uniunea Europeană în România și 80% din populația României a așteptat cu nerăbdare să fie aderată România la Uniunea Europeană, da? Dar avantajele cele mai mari se duc în Germania și domnul în alte Cosman, țări. A fost mai degrabă decât un proces de extindere, a fost mai degrabă un proces de colonizare. Domnul Ando, eu o spun colonizare lucru, modernă citit, de sfârșit de secol 20. Am citit, nu este părerea mea, că extinderea Uniunii Europene nu este altceva decât planul lui Napoleon sau al lui Hitler. Și ei au vrut același lucru din același motiv. Să exploateze populațiile de la marginea continentului în favoarea celor de la vest. Asta a fost toată chestiunea. Nu că a vrut să omoară oameni sau nu știu ce. Deci, sigur, a fost și aspectul ăla care nu e caz să-l discutăm acum. Da? Păi dar a fost un aspect totuși de o gravitate, să, a fost un aspect de o gravitate sigur, extremă de dacă care vreți se să-l discutăm o dată, dar nu, acum e discutăm, totuși o zonă extrem de sensibilă. Nu, hai să ne aducem aminte de ultimii, să zicem, nu știu câți ani, când se punea problema, gata, să vină Ucraina, să vină Moldova, să vină Georgia, să vină nu știu ce, da? Ei, de ce? Pentru că Ucraina are peste 40 de milioane, dintre care, să zicem, buni de muncă 30 de milioane, care să lucreze pe 100 sau 200 de euro, pe 300 de euro, da? Ca să fie bine nu știu unde, da? Să vândă terenurile cu 100 de dolari hectarul, pentru că, să ne fie foarte clar, grânarul adevărat al Europei poate să fie Ucraina. Acolo este cea mai bună zonă pentru culturi de cereale, da? Și atunci de ce să nu se ia pământurile? De ce să nu se... Pentru că acum nu s-au mai folosit tehnicile din al doilea război mondial. S-au folosit alte tehnici de natură economică. Da? Vindeți pe un dolar totul că noi o să venim și o să facem și o să dregem și au dărâmat fabricile și așa au vândut utilajele la fier vechi. Da? Și s-au întâmplat aceste lucruri. Nu este, n-a fost decât un război de cucerire. Ori ne place, ori nu ne place. Că el s-a produs fără victime umane
în sensul strict al cuvântului, asta e o altă poveste. Dar de ce a trebuit 4 milioane de români să-și ia lumea în cap și să plece și să facă absolut tot felul de munci? Și am văzut, de exemplu, luăm exemplu Spania, unde Spania și Italia au fost principalele destinații. Da? Că oamenii români stau în piața publică și așteaptă să ia cineva cu ziua. Și totuși, față de nimicul din România, e ceva. Da? Da, să discutăm și, și de ajutoare sociale și de foarte mult. Sigur, au fost și lucruri care n-ar fi trebuit să fie cu o anumită parte de populație romă care s-a dus acolo și și-a făcut practicile pe care le practică de secole, da? Dar care pentru România a fost bine. Când au fost scandaluri între români și romi, a intervenit toată lumea, Uniunea Europeană. Acum îi aduce de la Paris, le dă și bani, ăia vin până acasă, se duc înapoi. Să vedem ce sunt taberele de lângă Paris, de lângă Roma, de lângă nu mai știu unde, ce se întâmplă cu cei care sunt pe străzile Londrei. Sigur, este și acest aspect. Și poate că și aceste aspecte au fost speculate, că nu pot să cu cred siguranță au fost că populația Londrei este foarte fericită când vede acolo că stau aia și cerșesc acolo în condiții care impresionează, să ne înțelegem clar. Nu cred că sunt foarte bucuroși să vadă, că ei au fost învățați cu o altă situație. Că totul e bine, că nu e nicio problemă. Ei, sigur că lucrurile astea au și complicat unele chestiuni. Dar vreau să spun că marea majoritate a celor care s-au dus au fost oameni care au muncit din greu și care au produs în Marea Britanie. Dar atenție foarte mare, să ne aducem aminte că în cadrul emisiunii dumneavoastră am dat acele manifestări musulmane din Londra. Primarul Londrei, care, iată, are primul primar musulman al unei metropole europene. Are origine interesantă, dar el se pare că este, cel puțin din ce am citit, o minte foarte lucidă și eu cred că nu întâmplător l-a ales populația Londrei, dar am mai spus-o. Dacă este să mă duc de pe un bulevard de la centrul Londrei, de la intersecția principalelor străzi din Londra, strada era plină de fie farmacie scrisă în limba arabă, fie era unde stăteau ăia la narghilea în timpul zilei de lucru. Asta este o mare... În timp ce românii munceau de le... Săreau capacele, săreau să capacele, zicem, cum spune dumneavoastră, pe șantiere de construcții, aia trăgeau la narghilea. Ei, aia o să rămână acolo. Bun, domnule Cosman. Aia să rămână, că aia nu sunt europeni. Haideți să luăm o pauză publicitară și să vorbim după pauza publicitară despre cum poate specula, dacă poate specula România această situație în favoarea ei. Sigur, aici din nou folosim opțional, dacă ar avea niște politicieni capabili să speculeze în favoarea ei, ce oportunități se deschid în fața României în acest moment, dar pe de altă parte și ce fel de amenințări trebuie, la ce fel de amenințări trebuie să fim atenți odată cu rezultatul referendumului din Marea Britanie. Vă rog să continuăm această discuție după câteva minute de publicitate. Revenim, doamnelor și domnilor, în câteva minute. Pe ultima parte a discuției noastre despre Brexit, despre rezultatul referendumului din Marea Britanie, discutăm despre oportunitățile sau amenințările privitoare la România în urma acestui rezultat. Domnule Cuzman, România în ce poziție se află? Suntem în măsură să capitalizăm această ieșire a Marii Britanii sau suntem mai vulnerabili? Din punct de vedere politic și atitudinii reprezentanților României la organismele europene, nu cred că avem nimic de câștigat. Pentru că au dovedit că nu sunt în stare să reprezinte România la aceste organisme. Trebuie să luăm în considerare că 70% din comerțul exterior al României este legat de Uniunea Europeană sau de țări din Uniunea Europeană, în principal cum ar fi Germania și alții. Și chiar față de Marea Britanie am spus că avem, să spunem, un excedent comercial, în sensul că exporturile sunt ceva mai mari decât importurile, dar avem, de fapt, un deficit în raporturile generale de comerț exterior, în sensul că importurile, de regulă, sunt mai mari decât importurile. Asta este un lucru care trebuie să ne dea de gândit foarte mult. Vor fi repoziționări, cum am spus, probabil că
o parte din industria financiară se va muta pe continent, de asemenea o serie de alte activități de domeniu industrial sau din sfera serviciilor, inclusiv a sfera serviciilor de înaltă tehnologie, cum ar fi tehnologia informației, tehnica digitală. Deci, dar este România capabilă să absoarbă ceva din ceea ce ar pierde, să spunem, Marea Britanie? N-aș crede, pentru că nu văd ceea ce am zis în general, o conducere economică lucidă, care să fie pregătită pentru asemenea mișcări, să nu le zic volatilități. Da? Sigur că și leu, până la urmă, în mod curios, a pierdut în fața lui euro, deși nu prea ar fi trebuit, după părerea mea. Deci asta înseamnă că există, să zicem, o anumită labilitate, o anumită emotivitate care influențează. Aici, poate că, de exemplu, m-aș fi gândit că leu să se întărească vis-a-vis de, pentru că moneda europeană va fi afectată de această mișcare extraordinară. Dar revin mereu la problema României. Odată că, să zicem, din păcate acest guvern care este acum, este o emanație a structurilor Uniunii Europene. 6 miniștri vin din funcționari de la Uniunea Europeană. Și mă uitându-mă la alții, de exemplu, la Ministrul Economiei, n-am observat absolut nimic. Nimic care avea vreo idee după peste 6 luni, după jumătate de an, să mă uite, domne, m-am dezmeticit, am văzut și eu că până acum n-am fost și nu știam unde sunt sertarele și butoanele, dar acum am văzut. Și eu cred că ăsta este drumul pe care trebuie să-l parcurgă România din punct de vedere al dezvoltării economice. Nimic. Bun. În altă unele idei... Poate compensează Ministrul Industriilor, domnul Cuzman. Nu există. Păi Ministrul Economiei... Așa. Aripa de industrie a Ministerului. Bun, hai să vorbim de legea achizițiilor publice și de alte tâmpenii care s-au făcut sau adoptat în România. Legea achizițiilor publice care este în favoarea celor de sănătate și în defavoarea investitorilor români. Ceea ce este, nici nu vreau să spun, un atac la siguranța națională. Bun, și dacă știm, da. De ce... Se tolerează, domnul Cuzman. Păi ce putem să facem acum? Să ne ducem? Sunt destule demonstrații de nemulțumire, însă, din păcate, nu sunt luate în considerare. Deci, acest guvern nu este guvern de tehnocrați, este un guvern de birocrați, emanație a organismelor europene. Și deci, ei nu poate să fie oamenii de stat care să impună, atenție foarte mare, interesele României la negocierile de la Uniunea Europeană. Nu sunt capabili. Scurt. Bun. Și atunci care ar fi putea să fie situația, da? Din păcate, sau avem nevoie de oameni de stat care să înțeleagă ce înseamnă echilibre, dezechilibre economice, ce înseamnă echilibre, dezechilibre sociale, în principal. Sigur, putem să mergem mai departe, la cultură, la alte aspecte, da? Dar în principal, problemele economice trebuie să înțelese. Și atunci când se iau decizii politice, ele trebuie să ia în considerare ce înseamnă sau ce ar trebui să însemne o politică economică. Pentru că nu există o politică economică în România adecvată intereselor României și mai mult decât atât timp cât ea este un stat independent în structurile europene. Asta este o problemă esențială. Bun, nu e... Ce am putea să facem? Da? Eu spun acum un lucru. Mai există oameni în România care ar putea să ocupe asemenea funcții importante? Păi unde sunt, domnul Cuzman? De ce nu ies la suprafață? Eu vă spun doi. Pentru că nu-i vrea clasa politică. Nu-i vrea clasa politică. N-avem un guvern de tehnocrați, un guvern de birocrați, spuneți-le cum vreți noastră, dar independent politic? Nu, e mai puțin important. Ei sunt dependenți de altceva. Deci nu am remarcat. Îmi pare rău. Am mai spus-o. Primul ministru, băia bun, dar cu asta gata. El încearcă acum și partea proastă că acest guvern, cred că a înțeles că el trebuie să fie un guvern de rezistență până noiembrie, când va fi o nouă structură politică și care își va alege un guvern de politruci. Da? Deci, din păcate, n-am remarcat. El să spună, dom'le, bun, uite, da, să ne aducem aminte de programul de guvernare pe 3 pagini, după aia a fost pe 16 pagini, pe nu știu câte. Spune, da, lăsați-mă 2 luni să vin să văd și eu. Și după aia vă prezint un program pe care îl duc în Parlament, ca lumea, dar care să se vadă clar
ce se întâmplă cu România și nu că mai crește un procent pe aici, mai scade pe un procent pe dincolo, mai vine Parlamentul și spune, ia să-i mai tragem una la spate și să mai reducem ceva din taxe ca să crească deficitul bugetar, da? Ca să înțelegem cum se desfășoară într-o brambureală inimaginabilă. Dar spun-a, mi-asum această responsabilitate. Cunosc doi oameni, am avut întâlnire cu ei care cred că ar putea să fie prim-ministri buni, dar amândoi nu sunt supuși politic. Nu-i poate supune politica. Și din cauza asta... Păi spuneți cine sunt. Unul este actualul prim-viceguvernator al Băncii Naționale, Florin Georgescu, care a avut curajul și în fața reprezentanților femei să aibă o poziție foarte clară în ceea ce privește interesele României, pentru că restul de câte ori se întâlnesc cu reprezentanții României, cu reprezentanții femeilor, reprezentanții nu știu să... Da, sigur, nicio problemă, facem. Deși s-a dovedit că influența femeiului în cele mai multe țări a fost nefastă. Da? Bun. Revin. Deci Florin Georgescu, care a fost foarte aproape și a fost ministru finanțelor și a avut puterea să aibă o concepție și să le arate la ceilalți că el știe ce vrea. Da? Și a fost dus la Banca Națională. Unde Banca Națională este un alt fel de organism, un fel de stat în stat. Da? Și mai există încă unul, da, care a spus, care era, să zicem, a cărui nume era în mass media, Călin Georgescu, care este reprezentantul României la Clubul de la Roma, care este reprezentantul pe Europa Clubului de la Roma, și care are sediu la Viena. Da? Și care a spus, dom'le, eu accept, am proiectul România, da? Dar nu vreau să fiu subordonat politic și nu mă voi înscrie nici într-un partid politic. Și atunci zic ăștia la partid și atunci noi ce facem? Da? Ce figuri importante mai ce jocuri de glezne mai putem să facem în politica României dacă noi nu îi spunem la prim-ministru, bă, fii atent aici, noi te-am pus, noi te mâncăm. Da? Ai grijă ce faci. Da? Asta este marea problemă a raportului dintre politică și guvernare. Dacă punem noi un prim-ministru care vine dintr-o structură politică, îi spune, bă, păi cum că a fost... Să nu revin la cazul Zgonea, da? Da? Păi când l-a pus acolo, l-a pus pe criterii de competență sau pe criterii de obediență? Orice criterii ar fi fost, ia că te n-a corespuns, nici măcar pe acele criterii, da? Da, în momentul când n-a fost obedient, afară, da? Dar în ce condiții, domnul Cuzman? Da? În ce condiții? Deci omul pe care l-au susținut până în pânzele albe a ajuns să se dezică de el... Aici este problema, în momentul care... Ca de o măsă stricată. În momentul care nu ai ascultat, că aici discutăm de esența democrației, nu există. Nu există democrație dacă pe primul ministru îl pune șeful de partid. Eu ca alegător ce rol am? Da? Am ales dintre cei răi pe aia care se duc acolo? Asta este o problemă de esență și eu sper ca populația Europei și populația României să înțeleagă esența lucrurilor din această ieșire a Marii Britanii. Vedeți, domnule Cuzan, până la urmă, cât de mult batem noi pasul pe loc. În perioada interbelică exista un curent de opinie în România, chiar în mass media românească, și mi-amintesc că Pamfil Șeicaru era unul dintre exponenții acestui curent, care pleda împotriva democratizării societății românești, susținând că România nu este pregătită pentru democrația, înțeleasă ca un cumul al sufragiului universal. Pamfil Șeicaru spunea că nu oricine trebuie să aibă dreptul să voteze și, pe de altă parte, spunea că democrația presupune predarea puterii în mâinile unor partide viciate, care mai mult dăunează spiritului și corpului națiunii decât îl ameliorează. Păi ce s-a întâmplat cu Marea Britanie? Este exact ce zice Pamfil Șeicaru. Ce mai? Câteva decenii mai încoace, nu? Deci nu-i nimic nou sub soare. Deci Pamfil Șeicaru a fost în stare să facă o analiză critică, nu în sensul de a critica, ci de a vedea aspectele care sunt favorabile și nefavorabile într-o societate care funcționează așa zis democratic. Păi dacă pe reprezentantul în Parlamentul României, pe primul loc pe liste, va hotărâ șeful de partid cine este,
Păi despre ce să discutăm? Noi ar trebui să discutăm despre meritocrație. Domnul adică Cuzman, la noi până și votul uninominal a fost trucat, a fost fals, pentru că electoratului nu îi se oferea posibilitatea să aleagă la modul propriu uninominal, ci acel candidat pe care partidul îl punea în colegiul respectiv. Sigur, a fost o mai mare dispersie. Acum va fi mult mai simplu de manipulat. Acum revine totul pe liste. Nu, dar e important 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 și restul... gata. Sunt restul, etc. Poate al patrulea eventual, e la dacă, al patrulea, dacă moare ăla, moră ea dinaintea lui. Sau îi arestează. Doamne ferește, domnul Cuzman, că vedeți, e o dinamică în Parlament ceva de speriat. Am uitat de procedura asta. Deci, sau de această șansă. Da? Vedeți care grijă DNA-ul să împrospăteze sângele Parlamentului. Nu, aici e un alt aspect. Eu vreau să vin pe fundamentele a ceea ce se crede că este democrația. Și eu sper că lumea să înțeleagă mai mult. Nu numai atâta, dar sper și la politicieni să le fie puțin mai frică și mai multă rușine. Atunci când iau anumite decizii, să ne aducem aminte de deciziile parlamentare din ultimele zile ale sesiunii parlamentare, care nici nu mai a avut nicio legătură cu ce gândește electoratul. Și nu odată se iau decizii din astea care sfidează nu numai voința populară, ci bunul simț. Bun, domnul Cuzman, suntem pe final de discuție. Da. Eu vreau să vă anunț încă de acum, înainte de a vă ruga să tragem o concluzie la această discuție, tema pe săptămâna viitoare, dacă nu cumva intervine ceva zguduitor în politica internațională, aș dori să vă propun să discutăm despre un subiect pe care l-a readus în atenția opiniei publice Andrea Paul Voș. A avut o inițiativă prin care a trimis la Ministerul Finanțelor, la Ministerul Economiei și la foarte multe instituții, institute și ministere din România o întrebare. Nu a primit niciun răspuns la această întrebare. Noi vom încerca să dezbatem și chiar să fim în direct cu doamna voastră săptămâna viitoare. Care este avuția națională a României? Știm câți bani aproximativ datorăm străinilor și băncilor din România, dar nu prea știm ce avem, care este patrimoniul statului român, pe ce ne bazăm atunci când discutăm despre România. Cer scuze, cred că trebuie să ajungem la cartea lui Manea Mănescu, avuția națională. La carte, poate să mergem ceva mai înainte și la ce spunea Mihail Manoilescu. A fost ultimul, nu Manea Mănescu. Manea Mănescu, da, am înțeles. A fost ultimul dintre cei care au avut ceva roluri în România care a vorbit despre această chestiune. Vom încerca să avem săptămâna viitoare această discuție. Domnule Cuzman, concluzionând asupra situației generate de decizia britanicilor. Eu aș privi în termen favorabil această decizie. E de bine, e de rău? Am spus, pentru toată lumea în prima fază va fi de rău. Dar există mare speranță că poate să fie mai bine decât cu Marea Britanie în Uniunea Europeană. În ce condiții? În condițiile în care politicienii se dezmeticesc, înțeleg aceste lucruri și sunt capabili sau vor fi capabili să ia decizii în principal economice în favoarea care să se răsfrângă în favoarea populațiilor din zona Uniunii Europene. Și România, după părerea mea, nu va fi foarte afectată decât prin deciziile europene și nu prin situația de fapt, pentru că aici și asta trebuie să ne înțelegem. Economia are o inerție, bună sau mai puțin bună. Da? Aia nu se poate modifica în 3 ore. Va fi un impact extraordinar pentru că prima situație care va fi în această problematică a ieșirii mare, că nu se știe cum se rezolvă această ieșire. Nimeni nu știe cum se finalizează, nu din punct de vedere al apartenenței oficiale sau neapartenenței la Uniunea Europeană, ci a implicațiilor de care s-au creat ca urmare a faptului că 43 de ani a făcut parte din această Uniune Europeană și are unele reguli stabilite de către Uniunea Europeană, care vor trebui să fie schimbate sau să fie anulate. Da? Bun, domnul Cuzman... Vreau să spun o chestiune. Sunt încrezător sau sper că să se găsească soluții pe termen mediu și lung, care să fie mai favorabile. Întrebare, oare numai David Cameron, primul ministru al Marii Britanii, ar fi trebuit sau trebuie să-și dea demisia într-o asemenea situație în care britanicii se manifestă cu lipsă de încredere față de Uniunea Europeană? Oare nimeni de la vârful Uniunii Europene n-ar trebui să urmeze exemplul? Domnul Ando, cine, cum e aia, cum pleacă câinele de la măcelărie? Ăștia sunt politicienii. Și asta nu este valabil numai în România.
Iată, e valabil și la Bruxelles. Pentru că știți de ce mă gândesc? Știți la ce mă gândesc, domnul Cuzman? Până la urmă este un faliment al actualelor politici și ai actualilor politicieni, exact, lideri europeni. Nu numai. Deci dacă în România clasa politică are o apreciere extrem de negativă, da? Extrem, pentru că aici lucrurile au fost și mai complicate decât pe dincolo, unde economia ea a funcționat, a avut inerțiile ei pozitive. La noi s-a stricat tot ce a fost funcțional. Da? La noi nu s-au păstrat inerțiile pozitive. Că au spus, dom'le, gata, facem altceva, nu știu ce. Și ce am făcut? Am dat utilaje la fier vechi și am fost cei mai mari exportatori de fier vechi din Europa. Cât ne-a mai ținut economia aceea, da? De fier vechi, vorba lui Petre Roman. Da? Deci aia a fost distrusă și am devenit exportator de fier vechi, da? Care a fost mină de aur pentru importatori. Da? Pentru că n-am mai trebuit să sape în pământ, să scoată minereu, să-l topească, să-l facă. Au primit strungurile de la noi. Nu numai. Toate industriile, da? Sau să discutăm de materiale, de metalele speciale de la combinatul chimic și n-are rost să discutăm. Da? Deci aici este problema. Vom vorbi săptămâna viitoare la capitolul avuției naționale. Părerea mea, ce am avut și ce am pierdut. Părerea mea că aici dacă ar fi cineva să se dezmeticească și în România să înțeleagă mecanismele de funcționare economică, în principal, la nivel național, la nivel european și, dacă se poate, la nivel global. Pentru că riscurile nu vin numai de la Uniunea Europeană. Se produc repoziționări la nivel mondial. Pentru că, am spus, este mai bine pentru China să importe oțel din... pentru Marea Britanie să importe oțel din China decât să ia oțel din Marea Britanie, pentru că ăla este mult mai scump. Și atunci, ce pui în schimb? Ce pui în loc? Pentru că există o populație de peste 60 de milioane. Da? Nu discută ăștia care s-au dus pe acolo. Există ăia care sunt de când îi lumea. Domnule Cuzman, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și vă lansez provocarea să ne aduceți cartea lui Manea Mănescu săptămâna viitoare. Sper să o găsesc, dacă o aveți, în bibliotecă. Dacă o găsiți, am avut-o sigur. Și să discutăm pe marginea ei. Vom încerca să vedem... Nu cred că trebuie să vedem lucrurile în mod diferit față de cum s-a văzut atunci. Vom încerca să vedem ce am avut, ce am pierdut și ce am dobândit eventual, ce înseamnă astăzi avuția națională a României. Eu zic că... Pe ce ne bazăm? Eu zic că riscați prea mult cu această temă. Haideți să vedem. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc noastră pentru atenție. Ne revedem mâine seară la ora 20 la România la zi. Până atunci, rămâneți cu bine.